În urmă cu un an, când debuta această pandemie în viețile noastre, domnul Vlad Voiculescu era un veritabil apărător pe Facebook, în sensul că apărea pe Facebook des cu tot felul de informații și una dintre informații este cea invocată înainte să luăm publicitate, și anume faptul că guvernul se pare că ascunde numărul morților și e mult mai grav decât pare. A venit cu această postare Vlad Voiculescu în urmă cu un an. Deci, practic, e recidivist în sensul acesta, dar a mai adăugat o informație în parcursul evenimentului. La un moment dat, vă aduceți aminte că a fost necazul cu managerul de la... Doamna, era manager, ce funcție avea? La Gerota, la spitalul Gerota. A fost în stare gravă și vestea decesului doamnei a venit de la Vlad Voiculescu. Sigur, doamna... Via GG24. Doamna nu a decedat, însă așa a fost aruncată. Da. Și colegii de la Digi24 îi puseseră deja o lumânare la morți. Vlad Voiculescu a spus, domnule, nu eu am dat vestea, am scris-o și eu, dar Digi24 a dat-o. E de vină că s-a uitat în gura sau respectiv în postarea mea. Și cei de acolo au zis, domnule, de fapt stai un pic, că nu, o încurcătură generală între aceste două entități. Dacă să depășim personajul Vlad Voiculescu, că sunt subiecte mult mai bune, da, și mult mai depășim, relevante, trebuie totuși făcut o precizare. Vlad Voiculescu a vorbit despre numărul fals de morți raportați înainte să fie ministru și după ce n-a mai fost ministru. N-a scos niciun cuvânt pe acest subiect cu privire la numărul de decese raportate de spitale în timpul mandatului său. El ca persoană, ca să înțelegeți ca persoană, cui vă închinați, cei care, bineînțeles, ați transformat un om politic într-un fel de, într-un caracter de ăsta mesianic. Pentru că vorbește frumos, Răzvan. Că tot în pragul Paștelui. Bunica mea se uita la, în anii 90, la Ion, da, Iliescu, 10 minute, un sfert de oră, jumătate de oră, și la final exclama, mi-aduc aminte în momentul acesta, ce frumos vorbește. Și mi-aduc aminte această exclamație, da, pe care o regăsești și la Vlad Voiculescu. Vorbește frumos, într-adevăr, stai și l-asculți, e plăcut. E plăcut să stai să l-asculți, pare așa un... Dar el așa în guvern este exact ca mașina de poliție pe care o vom urmări în aceste imagini, comentată de un veritabil internaut, că altfel nu putem să-l numim. Un nou arest cetățenesc. Așa. Un nou arest cetățenesc realizat de un personaj pe care îl urmărim cu mare simpatie. Geană se numește. Domnul Geană. Geană, îl cheamă Geană. Domnul Geană, care vânează organe ale statului român, da, de la procurori, la polițiști locali, jandarmi. Și iată, poliția română, nu scapă nimeni de domnul Geană, care, bineînțeles, observăm că e Geană pe ei. E Geană pe ei și vă spun, mașina aia de poliție, parcată așa cum, stă, cum era, mi-aduce aminte de Vlad Voiculescu în acest guvern. Hai să vedem. Ia uitați cum au oprit ei, da? Ambele mașini. Cum au oprit ei? Da? Am sunat la inspectorat să vorbească cu colegii, că colegii n-au vrut să discute. Acum așteptăm să vină echipajul de rutieră să-i sancționeze pe ambii, da? Pentru că ei strică imaginea poliției române și poliția română este un brand. Aveți nevoie de ceva? Vă ajut ceva? Da. Serge, mă ajută, mă. Să fiți sănătos. Spuneți-mi cu ce vă pot ajuta. Nimic. Aveți o problemă la poliție? Adun, nu te ridica așa repede, că nu mă intimidez. Nu, și eu am întrebat câte secții... Dacă aveți nevoie de ajutor. Câte secții sunt... Deci nu aveți nevoie de niciun ajutor. Am întrebat... Ce-mi crezi, du-te, jandarmul? Domnule, jandarmeria română, pe 10 august, a cam bătut poporul. Și s-a clasat dosarul. Să nu crezi, dumneata, că mă intimidez, dacă ai toată pistolul și toate astea, mă intimidez, că te-ai făcut, dumneata, jandar. Da? N-am nevoie de ajutor. Da, sunt murdar că m-am cățărat pe acolo și asta, da. Și care e problema dumitale? Haideți ca să sancționați mașina poliției după trecerea, pe trecerea de pieton și pe trotuar. Eu nu am calitate de judiciarist, de rutierist. Dom'le, OG195, da, este încălcată de acea mașină? Da sau nu? Cred. Am nevoie de sprijinul poliției. Aveți camera, nu aveți voie să filmați în interior. Asta nu m-a prosit pe dumneata. Eu am intrat în zona administrativă? Te faci de râs. 585 ăla, îl spui dumneata când intru în birou. Domnul meu, Geană mă numesc, cu cine am onoare? Craiu mă numesc. Domnul Craiu, am nevoie de sprijinul poliției să vină un echipaj de la circulație ca să sancționeze acea mașină. Dacă dumneavoastră vă refuzați, vă fac frângere pe 360. Sunteți ofițer de servici? Da. Vă rog frumos, am nevoie de sprijinul poliției. Haideți că mă recitimez. Bună ziua! N-am pățit nimic. Uite, mașina asta vrea să muște zebra și să nu fie victimă. Pentru o rutieră voastră, gen și pe ajung vizionarii unesc. Un buletin aveți? N-am. Cum vă numiți? Domnule, dumneata, ești polițist de atâția ani și încă mai cer buletinul. Unde te crezi, dumneata? În poliția română să cere carte de identitate sau un act de justificare. Sau posibilitatea să aduceți la cunoștință cetățeanului că poate să spună data de naștere. Da? De ce vorbiți așa cum e? Eu v-am explicat că eu vorbesc frumos românește. Ce ați pățit? Ia uitați, nu se vede? Bun. Bun, hai, luați măsuri. Nu, domnule, nu mă deranjează. Sunt calcul OG195.
Faptul ce așa spui dumneata, domnul ministru o să te vadă pe dumneata. A făcut o sesizare, nu? Da, domnule, eu mă recitimez, nicio problemă, vă spun, data de naștere, vă spun. V-am zis că trebuie să-mi dați... Normal, că vă dau. Întâi luați măsuri, eu vă dau, nu plec, stați liniștit, sunt aici, deci nu e nicio problemă. Să coace ca să discutăm. Haideți, nu, haideți aici, vă zic numele Geana Hari Florin, da? Nu mă luați de aici ca să fugă cu mașina, că nu plec de aici. Vă zic, haideți, scoateți, că nu vă dau eu cartea de identitate. Nu vă dau cartea de identitate, vă zic numele Geana Hari Florin, n-am buletin. Nu există buletin, nu se mai fabrică buletinul în România. Probabil la dumneata să fabrică. Ai înțeles, dumneata? Un agent de poliție care habar nu are că să cere carte de identitate și să trebuie să aducă, trebuie să aducă la cunoștință. Domnule, vedeți că o să sune IGPR-ul, treaba dumneavoastră. Deci eu v-am zis datele de naștere, da? De identificare, vă este frică? Adică să apar în SNRI, în pat? Ia uite-i, tată, ce... Ia uite cum se chiune doamna. Ia uitați, doamna. Chiar mașina poliției, uitați cum încalcă. Și au venit, au luat elementele de identificare și au plecat. Toma, ce să vă spun? Ce frumusețe! Eu nu sunt de acord. Eu ca... Eu nu sunt de acord să facă înregistrări atât de scurte. De ce nu-și transmite să aibă un reality show de care să meargă în continuu? Omul ăsta trebuie finanțat de stat. Răzvan, nu sunt de acord cu ce am urmărit. Și da la televiziunea publică. Eu ca șofer, ca om care interacționează cu poliția, nu sunt de acord cu așa ceva. Sunt împotriva a ceea ce văd aici. Sunteți în conflict de interese. Sunt în conflict. Deci, practic, să zic că domnii politici cu care mă voi întâlni, domnule, și de bine de rău ne-a luat apărarea atunci când acel individ, că altfel nu îi putem să-i spunem, vorbea în felul în care vorbea cu organele de poliție. Deci aici vreau să se consemneze faptul că sunt în dezacord cu ce am urmărit. Deci eu când am un moment ăsta mai trist așa, eu mă uit la înregistrările acestui domn Gian. Da. Deci îl urmăresc, da. Și plus că așa am o stare de bine. Și mai ales cum e vremea asta, am ohorât afară cu ploaia asta. Nu se întâmplă și lucruri frumoase în România în guvernarea PNL-USR+. Uite, domnule, că încă se mai întâmplă lucruri frumoase în această țară. Deci această militarie pe care a făcut-o cu polițaii... Din păcate, trebuie să spun. Da, cu regret o spun. Cu regret. Și mi-a produs o bucurie greu de exprimat în cuvinte. Deci ne-a arătat incompetența, mediocritatea absolută a unor polițiști. Surprindere. Deci parcă din trupele speciale. Surprinderea, Răzvan, nu mediocritatea. Erau surprinși oameni. Erau surprinși de legislație. Nu se așteptau la așa ceva, așa o întâmplare în viețile lor într-o zi care nu anunța nimic. Cam asta e ideea. Deci când a plecat polițistul ăsta de acasă și și-a pus el uniforma, își imaginea el că undeva după amiază mi se va explica cum e el pierdut în negru anilor 90 când cerea buletinul. Ce buletin, domne, că nu există? Că știi care e problema? Dacă îl numești milițian, da, se simte jignit. Spune, atenție, noi suntem poliția română, nu miliție. Da. Dacă el își cere ție buletinul. Da, oricum, Răzvan. Super, trebuie să spun că... Uite, și cu genul ăsta de înregistrare ar trebui să mergem la premiile Oscar, o nominalizare, de ce un nu? Documentar. De documentarele ce nu? Acestea despre România, de ce nu sunt susținute în competițiile internaționale? Să primească ceva, dar ursul de argint. Eu dăm voie să cred, dăm voie puma să... Puma de smarald, Voiculescu de nediamant, trebuie dat un trofeu pentru așa ceva. Dăm voie să sper, nu să cred, dăm voie să sper că a fost în tot acest mandat scurt. Nu știu, scurt, depinde de cum te uiți, depinde de în ce unghi te uiți. A fost filmat domnul Voiculescu în timp ce încerca să salveze România de COVID și va apărea un film artistic și documentar sau unde vrei să-l încadrăm. Despre demiterea. Despre această situație prin un care s-a trecut. Un documentar artistic, aș spune. Ești cu domnul Tolontan care stă așa mirat și îl urmărește pe domnul. Am văzut filmul, l-am văzut pe HBO, îl găsiți acolo, căutați-l. E și mare cinefil. E o bucurie să vedeți cum s-a suit domnul Voiculescu cu această dramă, fiind așa acest salvator eroic și extrem de artistic al evenimentului. Facem, ajungem la Voiculescu. Dar nu că plecăm, ne depărtăm de plecăm subiect. La Voiculescu, totuși, recomandarea mea data viitoare, nu mai mergă pe documentar, să mergă pe musical. Musical, da. Eu aș vrea să văd această carieră cântată. Acestea fiind dar spuse... până atunci, haideți să mergem la niște oameni cu adevărat speciali dintre noi, pentru că în rândurile noastre se găsesc oameni cu adevărat special, oameni care merită o atenție deosebită și oameni pe care trebuie să-i nominalizăm ca atare, pentru că sunt 183.000 la număr și sunt pensionarii speciale acestei țări. De mii de suflete, aș spune, Răzvan, nu ai zice de ce suflete generoase. Problema pensionarilor, hai să discutăm și în emisiunea noastră, că n-am prea vorbit despre problema pensionarilor. Și avem aceștia 183.000, nu știu dacă, nu știu, poate va veni cineva și va spune, te rog, sunt raportări false, trebuie văzut, sunt de fapt mult mai mulți de 183.000. Va veni poate, nu știu, un domn
Voiculescu, un cineva, să spună. Și cifrele astea sunt mincinoase, de fapt, mult mai mulți. Sunt mult mai mulți, sunt niște diferențe de raportare. Și 183.000 de beneficiari de venituri din pensii de serviciu și indemnizații pentru limita de vârstă prevăzute în legi speciale, care se aflau în plată la începutul acestui an, se împart în rândul lor în mai multe categorii, fiecare cu legea lui de funcționare. Ce unește pe acești 183.000 de beneficiari de pensii atipice, ca să le numesc speciale, e faptul că banii pe care îi primesc după retragerea din activitate, dar o să vedem că nu s-au retras toți din activitate, sunt sume nebazate pe contributivitate. Ei au contribuit și în puținul lor s-a strâns un puțin, dar ei primesc un mult. De ce? Pentru că sunt categorii privilegiate. Avem pensii de serviciu, dar și pensii speciale, anumiți funcționari, dar cei mai favorizați de statul român sunt cei 4.097 de judecători și procurori. Doar pentru acești 4.097 de foști judecători și procurori, statul român plătește lunar de la buget 78,6 milioane de lei, ceea ce ne demonstrează că în medie o pensie este de 19.221 de lei pe lună, cu precizarea că știm că cea mai mare pensie încasată în România depășește, sunteți pregătiți? Că vorbesc cifre mari, nu cum voi cu 500 plus minus. Nu, vorbim în cifre mari. 78.000 de lei pe lună. Ce poți să faci cu banii ăștia? Cu 78.000 de lei? Răzvan, faci spun, ce vrei. Cu bani puțin te descurci, cu banii ăștia mulți, vă dați seama, bani mulți, probleme multe. Vă spun că din filozofia românului cam așa ar trebui să stea lucrurile. Mai mult l-au încurcat cu banii ăștia. Deci dacă îi dădeau un salariu mai mult, se descurca mai. Așa că n-ai de cheltui foarte mulți bani, nu știu dacă ai viață cât să cheltui atâția bani. Păi nu, că se-și pensionează mai devreme. Da? Păi normal. 78.000 de lei, cea mai mare pensie de România. Și te-ai fi gândit, da, domne, dar măcar îl știi liniștit acasă, domne. Îl știi liniștit. Din potrivă, îi se angajează, dau să și facă câte ceva. Dar nu-ți stă acasă. Nu stă acasă, umblă acolo. Și mi s-a spus dinspre PNL că există această intenție de a interzice cumulul pensiei cu salariul de la stat, nu? Așa s-a vorbit. Așa s-a vorbit, așa mergea vorba, așa mergea intenția. Dinspre PNL, PNL e unul dintre partidele care contrazic această intenție. Intenție. Că e o intenție. Deci avem o intenție benefică, domnule, ai luat pensie, dar nu mai lucrezi la asta. Măcar să domnule, măcar să liniști. Nu, din potrivă. Sau alegi. Da. Ori salariu, ori pensie, așa? Și tot de la PNL ne vine un exemplu fragment. Nu știu dacă vă mai amintiți dumneavoastră, în urmă, să fie Radu, două luni, trei luni? La primăria sectorului 6 ne-am permis să dăm un telefon. Ciucu, da. Pe la ora, să fi fost 6:30, într-o seară de vineri, să fi fost 7:20. Și l-am trezit din somn pe domnul primar, care extrem cum era dânsul acolo. Extrem de nemulțumit acest Ciucu, supărat foc pe noi, că cum îl sunăm așa în direct, să-i punem întrebări, dânsul avea acolo, identificasem noi acolo la domnul Ciucu, un pensionar special, atât de special încât este fostul adjunct de la poliția rutieră. Ați înțeles cât de special e? Și ne-am gândit că un om care a fost adjunctul șefului poliției rutiere se bucură de o pensie de serviciu specială, nu? Că nu e bazată pe contributivitate, dar stă, doamne, iartă-mă acasă. Nu. Nu, din potrivă. De la adjunct al șefului poliției rutiere, dânsul s-a dus șef director adjunct la poliția locală a domnului Ciucu. Și bine, ne-a trântit telefonul că el are de dormit, că practic sforeate, de aia nici nu mai sunăm acum, l-am văzut, fi vrut să-l sun de nou, nu, dar mi-a frică că îi perturbăm somnul, de doamne iartă-mă, în narcolepsie, ne dă judecată după aia. Cine știe ce se poate întâmpla după aia. E și pandemia, nu vrei comorbidități în perioada asta. Vă spunem că e în continuare director adjunct al poliției locale acolo, dar că pe Facebook, că față în față n-a avut tupeu să ne spună acest domn Ciucu, a scris că acela e un om excepțional. Și că îl atacăm noi pentru că sunt interese mari la mijloc. Deci a venit și a prefigurat această zicere care este extrem de specifică românilor. Când te legi de cineva, de vreunul, zice, domnule, sunt interese mari la mijloc, deranjăm. Și de-aia fac ăștia lucrurile astea. Deci în momentul când vii și semnalezi o neregulă petrecută undeva, ăla va veni și va face această declarație în mod automat. Deranjăm. Tocmai de aceea s-a făcut o campanie împotriva mea. Deci practic ne luptăm cu mafia noi și uite, mafia e această media. Media devine mafia dintr-o dată. Da, media devine mafia, pentru că poate domnul Ciucu, nu știu, având un trecut ONG-istic, are senzația că există o obligație de conștiință să fie lăudat. Da. N-are de ce să-i fie numele lăudat domnului Ciucu, pentru că ar trebui să facem ca la Digi24, să scriem pe el PNL.
că s-ar putea să observați niște practici PSD-iste și să nu înțelegeți. Eu v-am spus la acea dată că individul nu e doar un pensionar special angajat în mandatul domnului Ciucu și căruia i s-a oferit o funcție cutremurător de importantă la nivelul administrației publice locale. Adică este momentul de față deține această funcție. Deține, conduce poliția conduce locală. Poliția locală, poliția locală a domnului Ciucu. Aveți schema aia pe care am reușit noi să o încropim ca să arătăm, să vă arătăm ceva? Haideți să vedeți de ce a fost domnul Ciucu oripilat că ne legăm de subordonații săi. Ne spunea, domnule, mafia e supărată. Mafia e supărată? Da-i arătați-ne aceasta, că pare așa, cum se numește, un arbore genealogic dintr-o casă nobiliară. Acum, cu decesul prințului Filip, tot vorbim de grade nobiliare. Aici nu sunt grade nobiliare, sunt grade administrative. Și vedem că domnul Ciucu e primar, are un director de cabinet pe nume Alex Suciu. Alex Suciu își împarte singurătatea cu iubita sa, tovarășa sa de viață. Cum e normal, cum e înțeles civilizată. Care tovarășă are un tată, care tată este pensionar special MEAI și atenție, șef acolo la poliția locală. Da. Bine, încrengătura este mult mai mare. E, de ce am reluat acest subiect? Unul, pentru că ne-am amintit de domnul Ciucu când am citit de pensiile astea speciale și de cum promiteau peneliștii că ei nu vor face așa ceva niciodată, cum făceau pesidiștii, și doi, pentru că am intrat în posesia CV-ului. Să vedem ce l-a prefigurat pe omul ăsta în această funcție decisivă, acest șeful poliției locale. Acest om de excepție, da? De care are nevoie domnul Ciucu. Hai să vedem pe ce. Eu bănuiesc că pe bază de CV l-a angajat Răzvan. Cred că asta a fost criteriul. Domnule, aveți un CV excepțional. Aș vrea să conduceți poliția locală a sectorului pe care românii m-au pus să-l gestionez, domnul Ciucu. Deci dânsul, în primul rând, la capitolul studii stă excepțional de bine și e normal ca profesioniști de asemenea învergură să fie în poliția locală. Da. Pentru că nu mulți oameni au terminat liceul industrial, studii liceale profil mecanic, prelucător prin așchiere, fiind specializarea dobândită. Pare o glumă, e prelucător prin așchiere. Strungar, îți place mai mult strungar? Când vrei să duci în derizoriu pe cineva, spui, ăsta e prelucrător prin așchiere. Cam asta e formă. Deci, dar sunt unii care chiar asta fac și deși asta fac, nu rămân acolo unde și-au consolidat cariera și ajung, uite, să conducă poliția locală din sectorul 6. Poliția locală din sectorul 6, dar n-au ajuns așa direct la poliția locală. Au fost niște pași, a trecut pe niște etape. A fost, desigur, agent de circulație. Se poate întâmpla, da. Și ulterior s-a dus în mediul academic, a țâșnit în mediul academic, observând, obținând o diplomă de la Universitatea Biotera, Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic, Inginerie Economică / Inginerie Economică. Deci are specializare Inginerie Economică / Inginerie Managerială. Deci are, face mici inginerie economice. Vezi că sună așa tendențios, sună cumva tendențios, așa sună conotativ. Inginerie economice, face inginerie. Dar ați înțeles? Asta l-a pus în situația de a deveni acum șeful poliției locale a domnului Ciucu. 6. Un om extraordinar, un om pe care domnul Ciucu l-a lăudat extraordinar de mult în momentul când noi am vorbit, uite, depreciativ în legătură cu dânsul. A zis, domne, deranjăm, de asta l-am angajat, da, ca să fie bun și să deranjeze și foarte bine că deranjează. Deranjează? Da. Deranjează rău de tot. Problema e că domnul Ciucu nu s-a supărat doar pe noi, pentru că am făcut aceste dezvăluiri și am prezentat aceste încrengături din administrația publică locală a sectorului 6. Eu v-am mai povestit de niște relații de rudenie de acolo. O să le mai prezentăm altă dată. Cert e că astăzi domnul Ciucu nu e supărat doar pe noi. Și s-a supărat chiar pe cetățeni. S-a supărat pe dumneavoastră, cetățeni, cei care stați în sectorul 6. S-a supărat pe cetățeni pentru că nu ies la lucru să facă curățenie, să curețe sectorul. Păi de ce are Ciucu o postare acum? Păi aveți postarea lui Ciucu când își anunță dezamăgirea? Cu stel așa dezamăgit, da. Scrie Ciucu pe Facebook-ul lui ca să vedeți că ne-am amintit. Știți, spui pensii speciale, spui oameni reangajați în administrație, spui Ciprian Ciucu. Da. Și ne-am amintit când am intrat pe Facebook din greșeală, nu știu cum, Doamne iartă, îmi funcționează algoritmul ăsta, mi-a apărut în fața această postare. Și zice Ciucu în felul următor pe Facebook. Sunt dezamăgit, zona 7. Hopa, zona? Zona 7. Zona 7, zona 7 din sectorul 6, da? Eu am auzit de zona Zoster, am auzit de zona crepusculară, dar există și zona 7. Da. Noi am fost prezenți ca de fiecare dată, dar dumneavoastră nu prea v-ați făcut simțită prezența. De ce spune domnul Ciucu că a ieșit la curățenie el? Deci, practic, primăria a făcut curățenie, dar cetățenii n-au ieșit să facă și curățenie. Deci, au fost puțini aceia care au ieșit să-și facă curat în grădina blocului. Da. Eu am dat turul întregii zone, am vorbit cu aceia pe care am găsit și voi fi mai atent. Dar cel mai important e că am luat o decizie. Vom veni cu amenajări și sprijin pentru grădinile, blocuri, plante, nu știu ce, pentru asociațiile de proprietari care își vor asuma întreținerea lor. Revin săptămâna viitoare cu detalii. Și postează domnul Ciucu cum a scos angajații lui de la primărie să facă curat și cum nu erau, domnule, cetățenii acolo, pentru că dumneavoastră n-ați înțeles. Dom'le, nu-i suficient să plătiți taxe și impozite.
nu e suficient să contribuiți la bugetul local. Însă trebuie să faceți și muncă de salubritate. Domnul Ciucu, desigur, aveți poza aia când călărește o trotinetă între muncitori, că aia îmi place foarte. Deci domnul Ciucu vine pe trotinetă, așa, face slalom între muncitori și constată că prea puțin dintre dumneavoastră ați ieșit să faceți curat pe străzi. Păi, mâine, pui mine o să vă spună, domnule, ca mult accent pe școli, să vă fac eu școală de la primărie. Dar puneți mâna, domnule, și faceți-vă și voi o școală, dacă tot sunteți acolo. Scrii? Nu, dar știi să scrii, să citești? Să faci școală acasă. Educați-mă copilul singur. Educați-l tu, da. Ai nevoie să investim în spitale? Păi, mă, mare grijă de sănătate, dacă nu e obligat domnul Ciucu. Nu vă mai îmbolnăviți, domnule, atâta cu spitalele astea din sector. Că nu e datoria lui. Da, nu e datoria. Dar mie îmi place când domnul Ciucu vine el pe trotineta aia și se plimbă pe trotinetă între muncitorii lui. Își face două poze cu cazma în mână, că am văzut că mai pune poze și cu câte o cazma. Rar. Mai și e nemulțumit că nu vin oameni, de exemplu, pensionari, octogenari sau nonagenari din zona respectivă, m-am interesat și eu unde e zona. Da. Și mi s-a spus, domnule, acolo stau oameni trecuți la anumite vreme. Nu e nonagenarii să-i facă curată primărie? Și că domnul Ciucu, în timp ce stă el pe trotineta aia așa hipsterească, nu ies chirurgii, da, să culeagă mizeriile de pe jos, că poate sunt și profesori universitari, academicieni, tot felul de meserii care nu le permit. Da. Dar să strângă domnul Ciucu, domnule, astea. Că știi că de treaba, văd că ne împărțim responsabilitățile, dar dacă eu am o urgență, nu trimite domnul Ciucu șoferul lui, pe care îl are și pe care îl folosește să-l ducă de acasă la primărie, ia-mă mașina, du-te, ia calul meu și du-te. Fugi. Nu-mi dă nici trotineta. Da. Adică la beneficii văd că suntem doar unii, dar la obligații suntem toți. Asta așa ca să vedeți și liberalii ce au promovat în capitală și să vedeți și cât de reformatori sunt anumiți peneliști care deja se simt padișași în sectorul lor. Cum este acest, domnule, Ciprian Ciucu, eu am întrerup... pe care nu-l mai deranjăm telefon ca să nu-i să nu deranjăm, dăm dar... somnul peste cap. Eu am întrerupt legătura, relația asta cu domnul Ciucu, în sensul că am întrerupt să-l mai urmăresc pe domnul Ciucu din momentul în care îl critica pe fostul primar, pe domnul Mutu, pentru mașina aceea spectaculoasă cu care deșindea pe acolo, prin primărie, prin zonă, prin sector și așa mai departe, după care a apărut chiar domnul Ciucu, cum era el așa în campanie electorală în metrou, așa era extrem de modest așa acest personaj. Și în tramvai. Plăcut în tramvai, nu-l mai scotea din tramvai. Era în campanie, încercând să facem, să zicem, după care au apărut imagini cu el într-o mașină și mașina era exact mașina pe care o invoca, mașina domnului Mutu. Ca deci, practic, genul acela de om este sigur din momentul acela am început să fiu mașina era mai aceeași, puțin atent. Păi șofer și l-a adus el. Șoferul i-a fost un băiat deosebit care în campanie știu să lipească afișe. Și acum așa găsit-o. Discutăm și despre șofer, că vreți domnul Ciucu. L-a făcut șofer. Avem informații, Răzvan, de ultimă oră. Avem informații despre toată lumea. Nu scapă nimeni. Avem informații de ultimă oră din ședința coaliției. Avem informații din ședința coaliției. Sigur, acolo se dezbate această reîntoarcere la binele coaliției și la binele pe care românii trebuie să-l facă românilor. Ședința de coaliție s-a întrerupt după ce liderii USR Plus au cerut să bea și să mănânce. Asta este titlul extrem de tendențios de pe știri pe surse. Ideea este că s-a întrerupt un pic pentru o pauză de masă. Deci, stăteam și mă gândeam, zic, cum stau oamenii aia adunați acolo ca să iasă după aia întăriți în fața dumneavoastră să spună, domne, de bine, de rău, am discutat, am făcut, Andres, am interes național. Interesul național e o pandemie, nu putem. Dovadă de maturitate, de responsabilitate, țara trebuie guvernată, nu avem nevoie de liniște. Și uite că avem o mică pauză acolo, de PNL și așa, au zis, domnule, hai să ne oprim să un pic. Mai facem hai pauză, să ne oprim un pic, că cine știe ce se mai întâmplă după aia, da. Bun, cert este că, în momentul de față, cei de la Partidul Social Democrat au auzit de această idee a domnului Voiculescu, au zis, domnule, hai să vedem ce e cu morții ăștia. Hai să vedem, domnule, dacă așa e. Facem o comisie. Imediat înființează o comisie, pentru că și ei trebuie să arate că lucrează. Au și ei publicul lor și publicul lor la un moment dat se întreabă. Bă, dar ce mai fac ai noștri, mă? Mă, dar ai noștri nu mai fac nimic. Adică îl vedem pe domnul Rafila foarte implicat în dezbateri, pe domnul Rafila îl vedem foarte dezbătut acolo, se zbate acolo în dezbatere, încearcă să-i pună la punct, să-i vorbească de rău pe ceilalți. Dar în rest, doar pe Rafila îl vedem. Am mai văzut pe domnul Ciolacu ieșit așa un pic la TVR, așa foarte discret, așa? Foarte așa, că să nu se vadă, să nu lase urme. La alibi, ieși la alibi un pic. Domnule, am fost și m-ați văzut, cred. Am fost și pe la televizor, am apărut. Dar e problema voastră, eu am fost. Eu am apărut. Și pe stradă am spus lucrurile astea, timp ce mergeam. Vorbesc cu românii, în general, noi acum suntem pe teren, vorbim cu românii. Nu vrei să ele pe teritoriu. Pe teritoriu, așa. Ne întâlnim cu români, dar ne întâlnim cu câte unul pe rând, pentru că e situația asta pandemică și de-aia nu vedeți evenimente. Și acum vor să înființez această comisie pentru a vedea dacă într-adevăr sunt mai mulți morți decât se declară. Hai să vedem domnul Ciolacu și aceste idei. Comisia de numărat morți? Comisia de numărat. Se înființează comisia de numărat morți. Paradoxal! Pentru că știm că Partidul Social Democrat beneficia de numărul în plus, cumva, de morți. Se numără morții și se află cu cine vor vota aceștia la următoarele alegeri. Ia să vedem.
Vlad Voiculescu a aruncat piatra în apă și acum toată lumea se chinuie să o scoată, după ce fostul ministru a susținut că ar fi descoperit discrepanțe în raportările legate de victimele COVID. Opoziția cere acum formarea unei comisii de anchetă pentru a lămuri această situație. Noi considerăm că o astfel de comisie este foarte utilă și sperăm că cei de la USR Plus să sprijine această inițiativă în sprijinul transparenței pe care o clamează, pentru că scopul acestei comisii nu este să găsească vinovați, ci să ofere răspunsuri populației încât oamenii să poată să-și recâștige încrederea în autorități. Îmi fac apel la colegii din biroul permanent, indiferent de orientarea politică, să sprijine acest demers al Partidului Social Democrat, care este făcut exact în interesul cetățenilor și pentru controlul pandemiei. Alexandru Rafila a spus că fostul ministru Vlad Voiculescu poate fi invitat să clarifice acuzațiile făcute. Vlad Voiculescu poate să fie invitat, nu poate să fie chemat, dânsul nu are nicio calitate oficială în acest moment. Inclusiv Raed Arafat ar avea un loc special la masa comisiei de anchetă propusă de opoziție. Dar putea chema inclusiv pe domnul Rafat? Absolut, pe toată lumea, asta v-am spus, care a avut răspundere directă în ceea ce privește modul de gestionare al pandemiei. Da, ați văzut domnul Rafila extrem de implicat, înșurubat foarte bine acum pe zona asta pandemică, întotdeauna intervine și încearcă să-i pună la punct. Domnul Voiculescu a spus, m-a dezamăgit domnul Rafila, pe care eu l-am propus acolo la OMS, eu am venit și am ajutat, sprijin, vorbește de rău despre mine, deci nu, asta e, dacă ar fi vorbit de bine despre domnul Voiculescu, ar fi fost un om extraordinar, dar vorbind de rău, e un om foarte rău. Dar ce vreau să remarc, în momentul de față s-a mai întrerupt această dezbatere a coaliției și din alte motive obiective, domnul Florin Câțu se întâlnește cu doamna Maia Sandu. Mi-ar plăcea să o vedem pe doamna Maia Sandu, care a făcut senzație cu apariția sa într-un supermarket din Moldova, de acolo. Deci avem un președinte care merge la supermarket așa ca un om de rând, a dus populismul la un alt nivel decât cel pe care l-a stabilit Dacian Cioloș. Deci Dacian Cioloș era un reper în zona asta de admirație, de modestie și așa mai departe. Doamna Maia Sandu a venit și a dus la un alt nivel și acum uite că se întâlnește cu domnul Câțu, poate chiar într-un magazin. Auzi, hai să întâlnim într-un magazin, mai facem niște cumpărături, dar nu știu când întâlniți dumneavoastră magazinele. Deci să vă întâlniți în magazin, că e în timpul săptămânii, stați până la 9 acolo. Până la 9 seara, deci avem, putem să ne întâlnim acolo la un supermarket. Sau la dacă vreți o vizită mai scurtă, mai vă întâlniți în weekend, dar la 18 să plecați, că după aia trebuie să veniți acasă. Depinde de zi, da, până la urmă. Vreau să zic, și cu Maia Sandu. Da, cu Maia Sandu. Foarte mult entuziasm în urma alegerilor câștigate de Maia Sandu. Da. O mare bucurie că e doamna Maia Sandu. Concret, de ce ne bucurăm atât de mult ce? În privința doamnei Maia Sandu? Nu înțeleg de unde atâta spectaculozitate a doamnei Maia că Sandu. S-a schimbat acolo, Răzvan, s-a schimbat acest regim. Nu s-a schimbat nimic, da. Adică, acolo, imagine nu știu, de la Cotroceni, de la întâlnirea cu Iohannis. Cu Klaus Iohannis, da? Că lumea întreabă și de Iohannis. Dom'le, ce mai face președintele nostru? Se întâlnește cu Maia Sandu. Ce mai face președintele nostru în perioada asta? Că pântile sunt închise. Ce face domnul președinte când sunt aceste dezbateri? Domnul președinte ne-a spus, Radeș Bogdan, că este un președinte extrem de constituțional. Nu se văr în aceste... S-a întâlnit cu Barna. S-a întâlnit și cu domnul Câțu. Ce să faci, mă, dacă era pe drum? Că e cu mie și a lăsat-o așa. O să vedem care va fi, cum se vor încheia discuțiile astea. Dezodământul știm deja. Dar ce mă, la întâlnirea cu Maia Sandu? Nu, mă refer când de la coaliție. Nu știam despre ce e vorba. Mă refer la coaliție. Sunt curios cum vă se vor finaliza discuțiile mă refer la cu doamna Maia Sandu. Deci chiar vreau să știu dacă se va ajunge la un consens. Le-am trimis vaccinuri. Să zică cât îi trebuie. Le-am trimis vaccinuri în momentul de față. Ne-am achitat. Tot respectul, frații noștri de peste prut. O bucurie. Cu discuțiile știi cum s-au purtat? Haide, domnule, spuneți cât vreți. Da. Câte vaccinuri, câți bani, câte... Cam asta, hai să fim serioși, în rest, mare sprijin și prietenie, n-ai sprijin și prietenie aici. Din punct de vedere electoral, că iar unii dintre... care sunt unioniști pe la noi, am senzația că interesele sunt cu totul și cu totul. Adică nu știu cât mare bine a făcut unirii acțiunea asta din vara trecută a lui Aur, s-au strâns în piața Victoriei cu corturi, deci vrem să ne unim. Okay. Au stat nu știu câte zile, au stat 100 de zile, câte, nu știu, au stat niște zile acolo. Ala era prilejul adunării. Da, prilejul adunării, deci de pentru unire. De fapt, ei stăteau acolo ca să aibă un autocar vizibil în mijlocul Bucureștiului, nederanjat de nimeni. Eu vin și vă întreb acum. Deci, autocarul Aur a stat 2 luni în mijlocul Bucureștiului cu muzică, cu antren, făcându-și reclamă în mod gratuit acolo, în mijlocul Bucureștiului, sigur, extraordinar. Dar eu vă întreb, dacă nu găsiți loc de parcare, să presupunem că nu găsiți loc de parcare, în centru e jale cu parcare. Așa, puteți să parcați acolo, în mijlocul cu pieței Victoria, acolo unde sunt protestatarii, să spuneți că e o formă de protest? Ați parcat în sens de protest. Aici sunt... Nu, nu, nu mă... Eu pun aici mașina în sens de protest. Pentru unire.
Pentru unirea cu Republica pentru Moldova. Pentru orice altceva nu contează. Împotriva acestui guvern nenorocit, am parcat mașina aici. Poți să zici așa. Trei, eu aș plusa, deci poți să parchezi unde vrei și spui, stați-mă un pic, eu nu vreau doar Republica Moldova. Da. Eu vreau și Cătrilateru. Cătrilateru. Pe mine mă interesează Bucovina de Nord. Vreau teritorii, deci Dacia în mare. Da, deci am parcat aici. Am văzut că se mai parchează în scopul Uniunii. Nu, pe noi ne interesează foarte mult aici. Avem o politică unionistă mult mai amplă. Haideți, mă lăsați-ne pe bun, acestea fiind spuse, haideți să vedem că azi a fost o zi extrem de tensionată din punct de vedere pandemic. Avem un record la numărul persoanelor decedate. La numărul de morți. Numărul de morți și-a atins un prag psihologic. Maxim istoric, termenul clișeic folosit îndeosebi. Hai să vedem despre ce e vorba. Precedentul record negativ fusese înregistrat în decembrie 2020, când au fost raportate 213 decese. Specialiștii spun că numărul uriaș de decese de acum reprezintă o consecință a crizei din ultimele săptămâni de la terapie intensivă. Decesele sunt o consecință a cazurilor din terapie intensivă și să nu uităm câte cazuri am avut acum câteva zile. Deci, de-abia în ultimele zile, numărul de cazuri a scăzut și sperăm să se mențină tot așa pe un trend de descendent. Dar ceea ce am observat ca un aspect notabil este că acel număr bazal de reproducere care ne arată rata de transmisibilitate, deci am spus de mai multe ori că dacă acest număr este peste 1, arată epidemie în creștere, dacă este sub 1, arată o epidemie în scădere. Deci acest număr, începând cu 23 martie, se menține sub 1, acum fiind în urmă cu 4-5 zile la 0,86, ceea ce ne arată o epidemie în scădere. Medicii atrag atenția că o relaxare totală a măsurilor va avea ca efect o nouă creștere a numărului de cazuri. Acest virus infectează după oferta care îi se face. Și acest lucru s-a dovedit acum, spre exemplu, în India, la New Delhi Prapad, pentru că s-a scăzut nivelul de măsuri și au fost acele adunări politice. Și la același popor, practic, în Mumbai, pentru că nu s-au întâmplat aceste evenimente, lucrurile sunt stabile. A fost demonstrat în repetate rânduri acest lucru în toate țările. Relaxările au fost urmate de creșteri de infecție și apoi creșterea măsurilor a dus la scăderea infecțiilor. Sigur că aceste alternanțe sunt necesare din motive sociale, economice și așa mai departe, dar trebuie făcute cu precauție și atunci nu trebuie să ajungem la niște modificări din acestea dramatice care să ducă la închideri cu repercusiuni foarte serioase. Da, citeze pe B1.ro. Așa. Bulgaria a registrat de asemenea un număr record de decese cauzate de COVID-19. E vorba de 217 persoane decedate în ultimele 24 de ore. Este o știre venită de la Sofia, deci practic și la noi, dar și la sud de România. În fine, așa stau lucrurile. E un moment mai tensionat, dar ne-a spus domnul Câțu că de la 1 iunie se dă drumul la treabă. Pauză și ne întoarcem. Bună România! În așteptarea concluziilor parvenite din celebra discuție din coaliție, înțeleg că cel mai probabil astăzi se va veni cu un nume de ministru din această discuție, se va ieși cu festiv, cu un nume de ministru, cu o propunere și așa mai departe, dar până atunci haideți să aruncăm o privire la o doamnă care este deputat plus de București, doamna Diana Stoica, care și dânsă și cum era, mă rog, s-a întâlnit cu doamna Maia Sandu, a avut o întrunire, a avut și o postare, a avut o felul de inițiative. Tu mi-ai avut o postare deosebită, o postare extraordinară despre ce se întâmplă și cât de mult muncește doamna Maia Sandu pentru națiunile noastre. Deci scrie doamna Diana Stoica, ești deputată plus de București, în felul următor. În primul rând și-a dat check-in că e la Council of Europe. Ceea ce e normal. Se știe lumea. Asta e. Și zice în felul următor. Maia Sandu e un lider cu o agendă foarte ambițioasă pentru Republica Moldova. Mă, ce să vezi? Am avut azi la Strasburg prilejul unei întâlniri foarte bune, în care am discutat despre lupta anticorupție și combaterea pandemiei COVID-19. Că astea sunt cele două probleme. Flagelul corupției și flagelul pandemic. Da. Relația specială a României cu Republica Moldova se va îmbunătăți în continuare grație agendei pro-europene a Maia Sandu. Și acum, lovitura de grație, zice Diana Stoica, plus
felul următor. Am toată convingerea că viitorul națiunilor noastre este unul comun în marea familie a Uniunii Europene. Aici au uitat unii. Uniunii Europene, da. Domnule, iartă-mă, de ei că nu ai problema. Da. Problema, măcar nu o fi fost asta problema cu Uniuni în loc de Uniunii. Problema e că vorbește despre viitorul națiunilor noastre. Și eu te întreb, o națiune am identificat-o, națiunea română. Da. Care este cealaltă națiune? Care e cealaltă națiune? În cazul națiunii române sunt mai multe națiuni. Nu știu, nu știu că Republica Moldova are națiunea ei? Nu știam. Nu știam. Și nici doamna Diana Stoica nu știe că ar fi două națiuni, pentru că la scurt timp a revenit și a corectat. Am toată convingerea că viitorul națiunii noastre este unul comun în marea familie a Uniunii Europene. Ideea e că n-a pus iul în plus la Uniunea Europeană, Uniunii, dar măcar a corectat. A rămas la o singură națiune, adică și-a amintistat, domnule, că toți suntem români până una alta. Am fost așa, stat un pic pe gândul, bă, poate, bă, aia sunt moldoveni. Păi și moldovenii nu sunt români? Ba da, domne, hai să o duc la singular. Și a corectat acolo ce vedeți. S-a corectat, s-a intervenit, s-a făcut mai bine, Răzvan, dar uite, nu mai probleme, a iscat această apariție a domnului Maia Sandu în viețile noastre, nu mai necazuri, nu mai întâmplări de genul ăsta, nu mai neclarități, că a trebuit să iasă și domnul Câțu din discuții. Și uite-te și tu că citesc, Răzvan, un pic încurcat de faptul că în momentul de față ce s-a mai întâmplat până această discuție de coaliție, discuție tensionată de coaliție, înțeleg că până la urmă s-a convenit în privința remanierii, dar domnule, se va veni cu un nume nou, un ministru nou, un ministru extraordinar, dar s-au proptit un pic la discuțiile pe bază de reforme. Ce reforme să facem în sănătate? Acolo sunt puncte de vedere destul de distincte, există discuții, există păreri de toate felurile. A apărut o nouă problemă pentru a rămâne la guvernare cu Florin Câțu premier, cei de la USR Plus solicită ca liberalii să-și asume susținerea unor reforme care sunt prevăzute în programul de guvernare. Nu, din reforme care există deja în programul de guvernare. Păi să și le asume dacă zăi eu... Păi să și le asume. Păi să și le asume, că nu le-am scris degeaba. Aici nu s-a ajuns la un acord și s-a luat o pauză de negociere. Nu o pauză de masă, cum am greșit spus mai devreme. Nu, era pauză de acord. Era o pauză de acord, dar domnule, cum să facem... Să fac o amiabilă. Cum facem aceste reforme? Să le facem, să nu le facem, să vedem... Până la urmă, facem aceste reforme din programul de guvernare? Și o să vedeți că o să iasă și o să spună, vom face și acele reforme din programul de guvernare. Să știți că până la urmă am discutat, a fost un schimb de replici înflăcărat. Până la urmă, decizia luată în unanimitate este... Să facem ce am promis până la urmă. Să facem. Deci că ne fac un favor. Să știți, pentru nu, că... Nu, am vorbit. A fost presiunea publică ne-a determinat să facem ce am promis, domnule. A fost tensiune, dar vom face ce am promis și poate și mai mult decât atât. Acum, vom merge un pic la guvernul României, Răzvan. În ședința de guvern s-au discutat lucruri importante și îmi place că ne întoarcem la normalitate. Asta care... E... Este normalitatea. Asta își dorește pomul. Un pic de normalitate. Până acum, vă dau seama, se înarmau națiunile, apropo de națiuni, se înarmau națiunile cu paturi ATI, cu ventilatoare, cu tot felul de întâmplări de genul, cu vaccinuri, cu... Exista acest război care se producea în lume. Ia uite că ne întoarcem la războiul care ne-a consacrat ăla... După vechi! Ăla vechi, mă, Răzvane! Deci, după cum probabil știți, noi, pe această perioadă, noi ne luptăm cu COVID-ul. Ne luptăm. Dar ne luptăm și cu gândul de a ne înarma. Ne înarmăm. Și se pare că gândul de a ne înarma a câștigat teren, pentru că astăzi comisiile reunite de apărare au votat în unanimitate 10 noi programe de înzestrare militară. Deci, în unanimitate, toate partidele au stabilit că avem nevoie de armament, domnule. Încă 10 noi programe de... Domnule, în principiu, luăm mașini de război. Mașini de război. 100 de milioane de euro au fost discutați. O fi mult, o fi puțin, nu știm, dar îi aruncăm pe piață pentru că, vedeți bine, e o problemă cu COVID-ul, dar trebuie să fim și înarmați, că cine știe, poate vin rușii și trebuie să le facem față. Vă citesc doar așa, în deci diagonală. Care e ideea? Cum putem noi să reușim într-o zona asta militară? Nu, cum putem să dacă n-ai scule. Dacă n-ai cu deci ce să... Deci nu poți să-i bați calda mărășești, izbele. Trebuie să mai ai și tu ceva. Tremură Rusia acum. Tremură. Citește. Citește, Răzvan. Vă citesc un pic, deci asta ca să-i scot în cap lui Putin prostiile alea. Că la că vine el până... Unde vii? Unde vii? Fii atent ce facem. Ne cumpărăm? Fii atent ce ești facem. Mâncat? Yeah. Sistem UAS tactic clasa 1. Da. Sistem armament individual tip NATO. Că suntem în NATO. L-am nenorocit. Fii atent. Aparatură optică și optoelectronică, etapa 1, urmează etapa 2. Mașină de luptă a infanteriei, pășenile, tati, pășenile. Echipamente și sisteme de detecție, avertizare, decontaminare și protecție, individuală și colectivă. Da.
Păi are. Și mă aștept... Sistem de război electronic mobil, ca să poți... La... Ești plecat undeva, păi sistemul electronic de imediat război poți mobil. Să... Imediat poți să intervii. Nu mai trebuie să stai acasă, ca să... E mobil! Te-ai dus unde? Păi, sunt, uite aici, sunt la cumpărături. Vezi că aveți... Stai, mă, că l-am la mine. Țac, țac. Imediat. Intervii imediat. Modernizare sistem artilerie antiaeriană. I-am pus la punct, păruși, vă spun. Sistem de securitate și apărare cibernetică. Am văzut că stați pe calculatoare toată ziua, da, rușilor. Dar eu și, bineînțeles, case-s preferatele mele, nu pot. Da. Autovehicule tactice blindate de tip ușor. Că nu ne complicăm, am văzut ce aveți. De tip ușor. Ușor. Avem și grele. Eu sunt convins că s-a pus problema, s-a discutat. Ce fel trebuie să luăm? Trebuie să luăm mai grele, mai ușor? Nu, ușor. Nu, ușor. Ușor, ușor, așa, lejer, de weekend. Dar de tip eu ușor. Vă întreb, că mă uit pe aceste achiziții disperate și nu găsesc. Nu zic, bă, ceva nu e în regulă. S-a scăpat ceva. Ce aici s-a scăpat? S-a scăpat atacant pentru echipa de fotbal a armatei. De ce nu spune și despre lucrul ăsta? De ce domnul Câțu nu investește și în zona asta? Pentru că armata română are și o echipă de fotbal. De ce nu s-a investit? De ce nu s-a alocat și o sumă impresionantă pentru a putea ataca și pe zona de fotbal? Cât de curând va avea o echipă importantă în Liga 1? Eu așa o simt. Așa o simt. De acuși vine Liga 2. Dar între timp, că s-a mai făcut o achiziție. Apropo de militar. Da. Deci că astăzi n-am vorbit deloc despre aur și să nu se simtă neglijați. Da. Știți cum am explicat eu că din aur sunt o felul de partidulețe? Adunate? Mai multe națiuni? Cum a zis? Mai multe națiuni, într-un partid. Ați auzit de generalul Chelaru? A fost el șeful armatei la un moment dat. Nu știu, dar sună rău. Sună s-a, rău. S-a dus la dezvelirea unui bust al mareșalului Antonescu și pe aia n-a mai fost șeful armatei. Deci domnul general Chelaru... Deci era un fel de domn ciucă. Da, după care n-a mai. După care, prezent fiind la o asemenea dezvăluire, dezvelire. Era statuia, așa, da. Haideți dacă poate veți într-o pensie mai specială. Bun. Mă rog, între timp am și cu niște case. Între timp a trecut și cu niște partide. Într-un final ajunsese la partidul Neamul Românesc al unui NLP. Ceea ce e normal. Ceea ce l-a plasat pe un loc eligibil pentru Parlamentul României via aur. Da. S-a os în aur și noi știam că este prim vicepreședintele partidului Neamul Românesc, de unde e Diana Șoșoacă. Da. E, a făcut acest anunț domnul Chelaru. Îmi place tonul tău. Că va rămâne în interes național pentru poporul român, spre biruința năzuințelor. Foarte și bine. Alte cuvinte formă, cu z, da. Cu v, viezure, da. Barză, varză, alături de aur. Și a rămas, deci asta e poveste. Deci el era prim vicepreședinte la Neamul Românesc, da. Și a decis să fie simplu membru în aur. Și a lăsat-o pe șoșo... Nu, deci gata, fără șoșocisme și fără... Și-a dat seama el că nu mai gata. Dom'le, s-a dezis, rămâne de, aur. S-a dezis de șoșoacă? Da, avem un document, iar arată că am găsit, da, documentul ăsta întâmplător. E cineva totuși care... Că tu poate crezi că partidele astea nu au probleme, au și ele probleme. Toată lumea ușor, ușor începe să... Nu, nu, n-aș vrea, nu, nu, n-aș vrea cu doamna șoșoacă. Asta ar fi o variantă. Cealaltă variantă ar fi că domnul general, na, momentul ăsta tensionat în Ucraina, trebuie să aleagă o tabără, voi merge cu aur. Eu știu, nu că nu știi când ți-l reactivează armata care are nevoie de el. Să gestioneze niște trupe. Că uite, avem, ne-am cumpărat autovehicule tactice blindate de tip ușor. Pe astea cine le gestionează? Aș vrea, Răzvan, să trag și un semnal de alarmă în privința unor lucruri care mă deranjează, mă incomodează, mă stingheresc, să vă spun sincer. Căuălă. Protestele. Nu mai sunt proteste. De ce nu se mai protestă? S-a rezolvat? Astăzi a plouat. Da, mâine, aprobat, s-a rezolvat problema în România dintr-o dată. Până la, acum era o stare de izbucnire, că asta era starea pe care o aveam, de izbucnire împotriva acestor nenorociți care fac și drag. Și acum văd că s-a liniștit și stau și mă gândesc ce s-a schimbat. S-a ameliorat cumva ceva în viețile? Adică ce s-a schimbat? De ce nu mai protestează oamenii ăștia? De ce s-a schimbat? Adică mă gândesc că cei de la rezist au protestat până când s-a renunțat la ordonanța 13. Și după. Și ăștia de ce s-au calmat? De ce s-a liniștit atmosfera? Te-ai uitat pe geamul ăsta din spatele meu? Că plouă, ăsta e motivul. E foarte urât afară azi. Mă, dar era prin București, ieșeau oamenii ăștia în stradă în continuu. Mai călduț. Deci nicio măsură dintre alea puține care până la urmă au făcut obiectul acestor proteste, că nu sunt cine știe. Hai, măsurile astea. Râdem, glumim, dar hai. Nu sunt cine știe ce măsuri. Râdem, glumim, dar rămânem în incintă. Rămânem în incintă. Sunt deciziile. Nu sunt cine știe ce măsuri. Ele nu s-au rezolvat, deci nu sunt în continuare în vigoare. De ce nu mai protestează lumea, Răzvan? Ce explicație avem? Poate colegul nostru, Tudor Mușa, să aibă la îndemână... Poate știe el, eu zic să-l întrebăm. Să-l întrebăm, poate a venit în buzunar cu voi explicație. Bună seara, Tudor. Bună seara. Tudor. De ce nu mai sunt proteste? De ce s-a terminat pandemia, cum o luase pe doamna Șoșoacă gura pe dinainte, că s-a terminat pandemia nu știu unde, care, apropo, înainte nici nu existase. Da. S-o fi terminat,
S-a fi terminat și la noi. Nici n-a existat, dar s-a și terminat cu această ocazie ca să scăpăm de o grijă. Poate statalii mai vehiculăm și o variantă. Poate sunt la coadă la supermarket acum. Că am văzut că se discută despre această problemă cu închiderea supermarketului, care e ceva absolut bizar, dar pe de altă parte se discută și despre faptul că românii, din punct de vedere economic, nu prea mai au bani. Cu toate acestea, românii care nu mai au bani sunt supărați că se închid magazinele prea repede și par totuși lucruri contradictorii. Nu neapărat. Dacă ai mai mult timp în magazin, chipzuiești mai bine pe ce dai acei puțini bani pe care îi ai. Probabil că asta e motivul. Ai nevoie de mai mult timp să alegi. Da, acum, sigur, numai în pielea celor care cu adevărat au nevoie să nu fie, dar această categorie cu siguranță nu e în gândurile și preocupările celor care ies în stradă sau care urlă cât îi ține gura că nu știu ce măsuri nu sunt bune și așa mai departe. Nu sunt bune, da. Da, cu siguranță pe ea îi vede prea puțină lume, pe cei care își numără banii din portofel de 10 ori înainte să cumpere ceva. Asta e o altă discuție. Discuția de astă seară din coaliție ar fi cică, ne zice Dan Barna, care a ieșit așa un pic la o cafea, probabil. A ieșit un pic, da. Da. Este despre reforme discuția asta. Aici. Și acum, sigur că te poți gândi, cum adică reforme, când noi discutăm dacă să plece Câțu sau dacă pe cine să punem de la Plus în locul lui Voiculescu la Ministerul Sănătății și cum să obținem noi un preț de sânge pentru gestul incalificabil făcut de premier și așa mai departe. Păi, dacă stai să te gândești un pic, trimiterea asta a domnului Barna este spre tocmai spre Vlad Voiculescu și ce ar fi încercat el să facă chipurile, și anume reforme, nu? Adică ce încearcă să-i se pună în cârcă lui Câțu acum e că e antireformist. Ai dat în Vlad Voiculescu, ai dat în reforme. Și mai e o variantă de lucru, Tudor Mușat, te aduci aminte că la discuțiile precedente, când se discuta pe posturi, se părea așa o dezbatere legată de Ciolan, cum se spune. Și îi spuneau, nu are nicio legătură. Noi vorbim despre măsuri. Valori și principii. Valori și principii. Asta cum negociem să uităm noi. Așa ceva, da. Da. Același lucru văd că se petrece. A fost marota finalului de an. Dar despre valori, principii și iată mai nou reforme, ca să completăm acest tablou. Și aș mai putea să detectez o trimitere spre tipul de management pe care îl face Florin Câțu în această echipă în viziunea USR Plus. Unul nereformat. Adică nu așa se procedează în momentul în care vrei să discuți prestația unui ministru. Negociem, vedem. Ce n-am înțeles este cum ar funcționa un astfel de protocol în care premierul trebuie să ceară voie ca să dea afară pe cineva, că atunci cu siguranță nu mai poate să facă asta. Dar mă rog, o să încercăm să ne explicăm împreună cu politicienii, împreună cu analiștii în emisiunea de la 20. Dar să oferi și informația momentului. Astea. Că poftim? Doamna Ioana Mihăilă a ieșit din cursa pentru Ministerul Sănătății și a fost demontată ipoteza potrivit căreia Vlad Voiculescu ar urma să fie angajat în ministerul pe care l-a condus până de curând. Nu mă miră foarte tare pentru că Plus voia neapărat Ministerul Sănătății pentru Vlad Voiculescu și Vlad Voiculescu voia Ministerul Sănătății. Ce farmecare. Și acum, dacă mă întrebați pe mine, eu cred că i l-ar lăsa și PNL-ului Ministerul Sănătății în perioada asta complicată, acum că Vlad Voiculescu nu mai e acolo, dar sigur, portofoliul rămâne în continuare, revine în continuare USR Plus. O să vedem cum se tranșează. Se tranșează Tudor Mușat pe B1, să aveți o rămânie bună în continuare. Ne vedem mâine la 18. Toate cele bune.